Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod cu vacile. Asta avem aici o văcuță nouă, vârsta de 4 ani. Este acum la a doua fătare. Este gestantă în 5 luni. Foarte frumoasă. 20 de litri de lapte pe zi. Bineînțeles că este din bălțată din românească. Foarte frumoasă, uger frumos. Am venit un pic mai aproape. Aici avem și pe celelalte. Placă frumoasă, înaltă. Noi ținem vaci frumoase, mari. Și bune de lapte, bineînțeles. Deci, nici o vacă n-are 15 litri pe zi. Ținem de la 20 în sus. Bun, dacă tot am prezentat văcuța cea nouă, le prezentăm pe toate așa. Bun, deci Lara trebuie încercată, nu mai primește abrac, urmează crina de încercat, nu vor mai primi, vor mai primi abrac. Aceasta urmează să fete. Aceste două se mulge, aceste două, șase, două se trebuie mult, se mulg. Ne dorim o bițică, este montată cu, noi le zicem belgă. Acesta este furajul care le dăm, porumb, orz, soia, floarea soarelui, totul face acest amestec. Fiecare vacă primește două căni, dimineața și seara.